Un tânăr din Pitești care conducea un autoturism pe strada Calea Craiovei din direcția centru către Bradu a accidentat un bărbat de 81 de ani din Pitești care se angajase în traversarea străzii pe marcajul pietonal. Pompierii au intervenit la fața locului cu o mașină de intervenție și un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă. În urma accidentului, pietonul a fost rănit și transportat la spital de către echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă cu traumatism craniocerebral. Bătrânul a ajuns la spitalul județean, a fost internat pe secția de terapie intensivă, unde a fost intubat și ventilat mecanic. Din păcate, după numai câteva ore, în ciuda eforturilor depuse de medici, acesta a decedat. Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0.